Bună ziua, doamnelor consilieri! În conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 și 134 aliniatul 1 litera A din ONG-ul 57/2019 privind codul administrativ, cu dispoziția primară Comunei Zeveș numărul 151 din 23.06.2021 s-a convocat întrunirea Consiliului Local al Comunei Zeveș în ședință ordinară pentru data de 28.06.2021 la ora 13 la primarea Comunei Zeveș. Avem pe ordine de zi 7 puncte, avem un punct suplimentar și avem și procesul verbal. Și pun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Până unanimitate, vă mulțumesc. Supun la vot punctul suplimentar. Cine este pentru? Până unanimitate, vă mulțumesc. Supun la vot procesul verbal din 17 mai 2021. Cine este de acord? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului Asociației Club Sportiv Gloria Zeveș cu ACS Rally Spirit Onești pentru desfășurarea etapei a 11-a Raliului Moldovei 2021. Este vorba de SC Gloria Zeveș să finanțeze cu 18.000 de lei pe Spirit Onești pentru cumpărarea cupei de trofee din bandă. Ce este nevoie? Nu. Cupe și întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei David Cristina, reprezentând o parte din cheltuielile voluntare domnului David Gheorghe, fost beneficiar de ajutor social. Este vorba despre David Gheorghe care a decedat și este vorba de suma de 10.000 de lei. Cheltuia din voluntari. Cine este pentru? Domnul Adătate. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoate din funcțiune a casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul școlii gimnaziale și școala Ștefan cel Mare Zeveș. Este vorba de scoate din funcțiune imobilier, bănci, scaune ce sunt pe acolo, în valoare totală de 82.946,64 lei și scoaterea din evidența contabilă și casarea unor obiecte de inventar acuzate în sumă totală 248.296,61 de lei. Există raportul comisiei, da? Da. Dar sunt foarte multe deteriorate din școala vechi, tot le-am mutat de o parte în alta, trebuiau neapărat să le scoate din uz, pentru că sunt pe inventar și încurcă și inventarul. Dacă există raportul comisiei, e ok, pentru că noi nu avem fost să mergem să inventariem toate bunurile de acasă. Cine este pentru? În momentul, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului acțiune privind serviciile sociale administrativ și finanțate din bugetul luat Comuna Zeveș pentru anul 2021. Este vorba despre serviciile furnizate de către Centrul Educațional de zi pentru copiii defavorizați. Aveți detaliat în planul de acțiuni toate serviciile oferite. Hrană, educații, tot ce... Și valoarea de 360 de lei la da, valoarea... Exact ce s-a bugetat la începutul anului. Cine este de acord? Nu, dar mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii închirii contractului de închiriere numărul 2092 din 16.3.2015, încheiat între OAT Comuna Zeveș și domnul Sarafinescu Costel, Sorel, domiciliat în Comuna Zeveș de Țăbaucă, având ca obiect închirierea unei camere de imobilul bloc privat, proprietate privată OAT Comuna Zeveș. Este vorba despre domnul Sarafinescu Costel, care cere prelungirea contractului de închiriere pentru o perioadă de 5 ani. I s-a expirat contractul și... E un lucru care o facem permanent, deci... Da, aici n-avem ce... Nu apar problema, nu de aici n-am un sâdu, dragi. Cine este pentru? Până în toate. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind neasumarea și responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor cadru de
prestare a serviciilor pentru derulare măsurilor educative aferente programului pentru școli al României în perioada 2021-2023. Aici este vorba... Programul Corn Lapti, care s-a derulat până acum de ani de zile de către Consiliul Județean. Acum avem o solicitare din partea dumnealor, prin care să stabilim dacă suntem sau nu de acord cu procedura în continuare, adică să fie organizată tot de ei, în esență, pentru că au baza de date a copiilor, au toate cele, au compartiment specializat pentru asta. Să pun la cine este pentru? Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale a Comunei Zemic pentru ședința adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vacă și pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. în 28.06.2020. A fost schimbată conducerea Companiei Regionale de Apă Bacău și în conformitate cu ordonanței 111, noua conducere a supus aprobării un plan de administrare a companiei. Având în vedere faptul că și noi suntem acționari ai CRAB, mi s-a solicitat să aprobăm acest plan de afaceri. Îl aveți prin mail, l-ați studiat probabil. Dacă aveți ceva de obiecțiuni, nu știu, cu toate că pe noi ne afectează prea puțin momentan, pentru că nu suntem cu ei. Să pun la vot. Cine este pentru? Acum avem punctul suplimentar. Proiect de hotărâre pentru modificare hotărârii Consiliului Local al Comunei Zemic 75/5/2021 privind acceptarea ofertei de sponsorizare făcută de OMV Petrom în favoarea OAT Comuna Zemeș pentru imobilul sediu mentenanță Zemeș, fost sediu Schela Zemeș, clădire zid parter plus etaj, situat în Comuna Zemeș, strada principală numărul 200 AV, numărul cadastral 6933-1. Este vorba despre terenul unde s-a situat primăria. Știți că s-a votat la ședința din 17 mai să încheiem contractul de sponsorizare pentru clădiri. Pentru teren o promisiune de viitoare sponsorizare, dar momentan se încheie un contract de superficie și o să fie cu titlu oneros valoarea fiind valoarea impozitului pe care ei ar trebui să-l plătească către noi. În proiectul de hotărâre nu ați găsit specificată o sumă pentru că valoarea impozitului diferă de la an la an în funcție de cum se calculează. Anul ăsta o să fie 240 de lei pe an. Acum suma este foarte mică și pe undeva este normal ca ei să nu mai plătească impozit pe terenul ăsta odată ce ne dă nouă clădirea. Probleme curente care se pun dezbatere Consiliul Local. Cere întrebări între ele. Cine se înscrie la cuvânt? Are cuvântul domnul Bobic. Da.
Pe data de 25.06.2021 a fost sunat de doamna directoare de la școală de la Arcmai de la Zemeș pentru conflictul care a apărut acolo în școală, dacă probabil că știți sau nu știți. De asta am și zis ca să iau cuvântul, ca să răspund. Deci, făcând parte din Comisia pentru Prevenirea Violenței, am fost sunat de doamna director și chemat la această comisie. Acolo a rezultat faptul, așa, o bătaie între două fete, o fată a filmat, s-a băgat din imagine pe Instagram, pe net și s-a băgat. Și de asta s-a întrunit această comisie, rezultând nota scăzută la portare, știi și inspectoratul de la Bacău, cu un problem mai delicat. Totuși au fost trei fete. Erau băieți, dar așa au fost trei fete. Da, de asta, și băieți n-au toleranță. Da, nu are toleranță, dar... Și alea prescribează. De asta am și zis, ca să vă amin și pe dumneavoastră, ca să știți, că când part din această comisie, m-am fost sunat, m-am deplasat acasă. A doua problemă, domnul Lice, dacă vezi să... Deci pe strada Azilului, când o să bată șanțul ăla din partea dreaptă până la Lucea Mărăriță, acolo mai trebuie implicat. Știu că s-a făcut, s-a fost înfundat la podiețul ăla de la Vale de El, apa a curs pe drum, s-a făcut când s-a putut. Deci e bine, dar totuși șansul ăla mai trebuie implicat încet. Măcar atunci. Trebuie atunci, nu este singurul șans care... Știu. Trebuie remediat, dacă ați văzut chinea după ce au venit viitorii, noi am intervenit. Știu. A fost podiețul ăla fundat de copurul anul ăla, s-a rezolvat. Până noi reușim ca să dispunem de fonduri necesare pentru a le betona de toate, o să le mai corectăm așa cum putem și noi. Cum se poate, da, că asta este. Ați văzut că în prima etapă noi am reușit să asfaltăm zona. Știu. Și în următoarea etapă vor începe șansul. Cum a început prin strada Stejarul, dacă ați remarcat? Ca aici, între Lucea Mărăriță și prima casă acolo de la Vale, într-un loc, care chiar sincer, chiar nimeni nu stătea. Știi, nici nu vom să ieșim cu lopata, din multe ori, poate cineva ne-a văzut. Deci, și domnul primar și eu cu lopata mână făceam curățenie prin fața câtorva locuinți. Da? Da. Asta este. Când se poate problema. Cât de curând rezolvește asta. Da, doar iau așa un... Nu am înțeles, vă mulțumesc. Și să vă răspund și cu izvorul ăla, toți de într-o discuție. Da. Am căutat un... Puț, era un burlan, pentru scântăna aia. Văd că am dat, am doar promisiune. Cum îl am, venim și am urmărit și rezolvăm și cu izvor. Da, știți, uite, v-am și spus, o răspund, dacă aveți nevoie, nu mă ocupați de toată acolo, nu putem... Bine, știu, în izvor, am mi-a spus, nu știu, cred că domnul Lăzmă spus. O rezolvăm și pe rând. Când se poate? Nu știu, cred că până la urmă, cred că mi-a zis unul de toată de programat acolo. Dacă așa dimensiune, cum i-am zis, nu mai știu. Mai multe vorba că de aia are presiune și poate. De asta e și bun numai de beton, ca să aibă și armătură să țină. Să... O rezolvă. Asta m-am zis. Are cuvântul domnul Clipa. Eu aceeași problemă cu șanțul la Dobre acolo și al fibrii meu de colmatare ca lumea așa făcută și cu copaci și cu... Tot la fel, când sunt bani și când s-a intervenit. Acum s-a făcut un pic, dar trebuie desfundate burlanele alea. Unul e înfundat complet și unul e pe jumătate. Vom interveni și acolo, dar da. Uitați-vă că pârâiașul ăla care vine și face doar în momentul când plouă, e un toren care se adună de pe toate dealurile respective. Da, dar dacă l-am face un pic mai larg să mergem... Mare terenul la noi e o proprietate privată. Mă refer la imașul acela. Nu, știu, dar la Valea acolo nu e. Primăria, nu se fie, nu se... E proprietate privată. E privată. E, de la deal e, dar până un pic încolo câțiva metri bănuiesc că nu ia... Grom Silva sau cine. Nu, eu vorbeam de imașul respectiv, de unde se adună torenții respectivi. Deci îi vin un gata, că și iau un cumbi. Eram în zonă, da. Știți că s-au formatat pe râul de tot. Da, dacă l-am înlărgit un pic și am face și de la Vali se poate nu se văd. Eu ce știu că sunt niște de drum. Am încercat de fiecare dată să-l amenajăm cât s-a putut cu cupa mică de la Buldo. Am avut și sprijin, am făcut-o și manual. Nu știu, într-o discuție cu domnul primar a fost să-l betonăm și ăla cumva, o mare parte din el. Dar cu torentul de sus care vine pe proprietate privată, atâta poți să-l chem pe omul respectiv care are și să-l pun la cheltuială, nu? Dar proprietate privată nu știu dacă mai are cineva, doar atât e pădure, Grom Silva sau
proprietarii din Izlaz acolo. Este un Izlaz ceva, dar sau nu, e un limaș acuiva. Dar nu cred, nu. Pădurii direct după aia. Deci Dobrea s-a terminat, s-a încheiat. Dobrea, nu mai e nimeni. Domnul Comunic, ați înțeles probabil rău. Domnul Consiliu se referă la răul și la Dobrea. Din strat. Știi, domnul strat. Știm despre ce vorba. Deci de ăla este vorba. Deci nu ăsta care e aici la Budacă. Nu șanțul care vine de la Budacă? Nu. Și șanțul de la Budacă și de la Vali. Deci e de la deal și de la Vali, că dacă se înfundă și ăla sunt numai copaci acolo și acolo. Ăla de la deal, da, e proprietatea privată. Trebuia și propriu să lucre în primea ta. Cât de cum dintre o perioadă. Măcar intrarea, dacă o face pe anul la Vali, când o fi pari și când o fi, da, acolo trebuie și... E bine de făcut. E bine de făcut, dar trebuie să-l luăm pe rând. Toată lumea dorește cât ceva, dar gândiți-vă, da. Le facem în funcție de posibilități și de cum vin la rândul lor. Pentru că totdeauna vom introduce bani în zonele care sunt cele mai afectate. Gândiți-vă, da, că Anușul e într-un fel fără de fel. Da, Anușul s-a blocat, când a plouat acum s-a blocat de tot. Și e aglomerația foarte mare de locuitori și problema nu că afectează numai zona, propriu zis, două, trei case, se duce pe toată zona la Vale, până la scurs. El este în proiect, este pregătit totul, ăla trebuie, este singurul care trebuie să-l prinde. Așa e. Da. Dar cu legionă așa mai evident s-a stat. Da. Oamenii au și construit, cum au construit, au ieșit popular cu legionă de litră. Și a ocupat în Diana tot centrul. Da. Se va rezolva așa acum. Atât. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul consilier Vindeac. Strada grădinică, domn Vici. Acum s-a făcut și șantul pe partea vis-a-vis de pompieri. Apoi o ia, îmi pune șantul acolo așa, o ia pe la grădiniță, pe la Rusul sau cum e, deci Moise. Grădinița vechi. Știu strada, știu. Da. Mă uit acum cu ochii minții, știu. Da. Acolo ce ai tu m-am în capăt, pus un burlan. Un burlan de fier poate să fie. Dar să fie un burlan... Știți ce vorbim? Haideți să facem scrisă. O facem, nu. Să putem să aduc burlanul, să scot cumva banii pentru din anul ăsta. Așa, un pic strada aia măcar pietruită, că dacă nu sunt bani și nu sunt... Nu, hai să vă dau un răspuns, Padin. Da, e bine să-l dau, nu e nicio problemă. Și strada grădiniței și strada Schelei, astea ulicioarele mai scurte, 200 de metri, 100 de metri, vor fi asfaltate. Cât de curând? Una dintre ele, sigur, posibil, în toamnă să fie asfaltată strada Schelei. Ce ți-am avut intervent? Deci ea se iese către capă. Și aia creează probleme. Aia creează mai multe probleme, pentru că este șantul care vine pe la Anton. Vine pe la Anton, pe la Nelu Anton, acolo la Schelă, fosta Schelă, și vine și prin spatele lui Adrian Anton, care și-a făcut casa acolo la... Acolo trebuie făcut ceva. Băiatul lui Nelu și la Neadidi ăsta... De acolo băltește poate... Acolo trebuie și dat șanțul pe la... Prin spate, pe la... Pe la Nea Vasăli... Nu Anton. Aghiorițoaie. Și trebuie să vină pe acolo, prin spate, pe la Mini. Acum s-a înfundat șanțul chiar. Deci mă bună că am spus, toată apa oprea ăsta din față. Nu e adevărat, vine la tanti, la doamna, la asta lui Aghiorițoaie, chiar vine. Și acum când a plouat, a un problem? Da. Adică șanțul ăla prin spate, pe acolo, așa, trebuie continuat și dat, reversat în șanțul nou. Asta că l-a făcut în șanțul nou. Făcut în șanțul nou. Da, mă uiteți mie. Cu strada grădinită, măcar niște piatră pusă, făcut o leagă, adică mai avem niște utilaje, văd, prin zonă, mai sunt lucrări, mai sunt, adică se poate îndrepta și ca așa. Cu lampa, s-a mai făcut ceva care acolo la... Cei care ne ajută pe noi în mentenanță au avut o problemă mai complicată acum, nu știu, și nici nu pot să vă spun acum. Astăzi a venit băiatul. Am amintit că mai au câteva puncte de remediat și lampa respectivă și mai am eu un punct de aprindere. Mi-a promis că săptămâna viitoare s-a văzut lucrurile. Și eu sper să-l fac. Cei care au făcut exploatare pe strada lacului au terminat lucrarea, dar n-am văzut niciun utilaj. Să aducă la forma, fosta formă care a fost drumul. Deci am înțeles. S-a transportat. Dar n-am văzut să vină cu o mașină de balast să pună unde e cel mai rău acolo, la Vanzăs, unde a făcut Condrea. Acolo, când o fi,
acolo se face foarte. Mă informez, pentru asta mă informez și vă dau responsabil, mă, chiar nu știu despre. Da, cam atât de cam atât. Are cuvântul domnul, mulțumesc. Are cuvântul domnul Cliva. Mai avem o problemă. La... Am primit o sesizare pe 10-6 de la doamna Camelia Datcu. Ar dori pentru domnul Spiridon Vasile, pentru ajutor social, vrea... S-a intervenit deja, s-a discutat cu... Am înțeles ceva, dar s-a intervenit, dar atunci am fost sesizat și am zis la următoarea ședință. Am înțeles că între timp s-a rezolvat. Au fost fetele în anchetă socială, s-a rezolvat. S-a rezolvat exact în ziua. Să fie deja situația lui. Când atunci au plecat pe... Da, am înțeles că s-a rezolvat, dar... Vă spun, e un pic mai complicat. E singur, dar el are o concubină care se ocupă de el, sau sunt în afară, sau nu, nu știu, în fine. El este un caz social, trebuie ajutat, dar... Da, da. A fost sunat de doamna Camilia Datcu, trebuia bine, să... Da, e foarte bine. E bun că totuși societatea caută să sprijine pe cei care sunt neajutorați. Mai are un an până la pensii, așa am înțeles. În ianuarie. Da, el a fost la nu mai are un an. În ianuarie, în 2022. Da, e păcat, adică măcar am dolor. Ce face cu ei problemele lor? Nu este singurul sau ultimul care va fi ajutat de către primărie de Iași. Mai sunt alte întrebări? Da, vă mulțumesc. Mai sunt alte întrebări? Nu mai sunt alte întrebări, declar ședința închisă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc.